Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Îi spunem bună seara și bine ați venit în studioul nostru, reprezentantului opoziției, președintele PDL Târgu Jiu, domnul Eduard Berca. Bună seara! Salut, bună seara! În această seară, practic, partidele politice vor lua startul pentru europarlamentare, iar la Gorj și nu numai. Cum credeți că va fi această campanie? Vă pot spune cum îmi doresc să fie o campanie constructivă, o campanie în care oamenii să afle cât se poate de multe despre valorile europene pe care trebuie să le promovăm, pentru că suntem acolo. O campanie de informare, de convingere, pentru că prezența la vot e scăzută, mobilizarea nu este foarte norocul, poate va fi cea de cel de-al doilea scrutin pentru Colegiul 2 de Senat. Astfel încât oamenii să mai afle sau să fie interesați și de celălalt, de acest scrutin principal pentru noi europarlamentarele. Nu se întrevăd nori de furtună ca să mă gândesc sau să, nu știu, îmi fac griji că o să ne începem să ne înjurăm și să ne dăm în cap la televizor sau pe teren. Deci noi nici nu ne dorim astfel de manifestări, pentru că chiar vrem să promovăm o politică europeană. Curată, nu? Curată, cu dezbateri, cu idei. Da, deci au fost destule momente și destule acțiuni de felul ăsta în Gorj. Da, să ne amintim 2012 ce a însemnat caravana lui Dan Diaconescu și ce a lăsat în urmă. Da, ce a promis și ce a făcut, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu USL-ul, da, iar la fel niște promisiuni neonorate după 2 ani de zile, cu Surlăs și Tâmbiță, cu în sfârșit o seamă de personaje pe acolo care se agitau și făceau... Vă ajută pe dumneavoastră faptul că în urma atragerii la sorți făcute de BEC, PDL ocupă prima poziție pe buletinele de vot pentru alegerile europarlamentare? Poate că așa a vrut Dumnezeu. Nu știu. Da, este un avantaj pentru că oamenii... Un divin, nu? Un chiar dacă divin, am văzut, sigur. Dan Diaconescu, că amintează mai devreme, da. Am promutat ideea... Nu, asta glumeam, sigur. Eu îmi doresc să se da. Chiar așa, nu știu cum o să fie figură, cum o să pare, dar e... Papa mobilul e altceva, e o treabă făcută de Mercedes, nu știu cu ce o să vină Dan Diaconescu. Adaptăm, poate, adaptăm, și căruța. Da, o căruță, da. Așa, într-adevăr, e un avantaj faptul că suntem pe prima poziție. Oamenii se grăbesc, poate, și în urne, în sfârșit. Ați sesizat care sunt punctele slabe ale formațiunii politice pe care o reprezentați? Punctele slabe vin din trecut. Dacă deci, le practic, puteți spune, că am văzut sigur, deja că au sigur, apărut... Nu, sunt lucruri pe care noi le-am recunoscut, le recunoaștem în continuare, le discutăm, le dezbatem, suntem deschiși oricăror critici. Practic vine experiența din trecut, momentele în care au fost luate niște măsuri de guvernele PDL bune pentru țară, în folosul economiei naționale, dar neexplicate foarte bine și mai mult decât atât, care au vizat doar o anumită parte a populației. Practic a fost nevoie la acel moment să se ia o decizie și nu știu dacă s-a luat cea mai bună decizie. Da, asta ar fi un punct slab pe care eu îl recunosc, partidul îl recunoaște și prin persoana invitată la Conferința Națională, președintele partidului, da, care m-a reiterat ideea că dacă ar fi să ajungem într-o situație similară cele din 2008, 2009, 2010, nu va mai face niciodată nu va mai alege o soluție de felul ăsta. În rest, noi am demonstrat, cred, și o poate vedea populația, că măsurile economice de relansare, de atragere de investiții, de echilibrarea balanței interne și externe de plăți au fost benefice, dovadă cele 50.000 de lipsa de soluții pentru crearea de noi locuri de muncă, lipsa de soluții pentru relansarea economică a actualei puteri
Dar lucruri de genul ăsta, mi-aș dori ca oamenii, ca românii să judece, să înceapă să judece și să încerce să judece prin comparații. Dar nu este suficient să vii să clamezi acum, dom'le, v-am dat banii înapoi care vi-a luat pe de rău. Da, bun, ia-i în buzunar sau ia-i pe hârtie, pe fluturașul, pe cuponul de pensii. Dar cu aceiași bani, cu acești bani care, să zic, ia-i acum, coșul de cumpărături este pe jumătate sau pe trei sferturi de când era pe vremea salariilor și pensiilor reduse pe vremea noastră. Da, deci prețurile de consum au crescut amețitor, taxele s-au mulțit, sunt 36 de taxe noi, da? Deci plătim cea mai scumpă benzină, plătim, o să ajungem, dacă anul ăsta nu o să fie un an bun pentru agricultură, să plătim iarăși cel mai scump grâu, cel mai scump pe cereale din Europa și cea mai departe. Deci, să mergem pe speculație. Oarecum și noroc, nu? Legat de prima poziție, pe buletinele de vot, eu zic că da, e un semn care pe noi ne bucură, ne încurajează și ne dă speranțe. Bun. Aș vrea să vă mai întreb și despre posibile dosare care i-ar afecta pe anumiți politicieni. Ce credeți vor mai apărea în perioada următoare? Păi numai ce a apărut ieri sau alaltăieri pentru Florin Popescu de la Dâmbovița. Am înțeles chiar că se solicită ridicarea imunității și are... Deci sunt lucruri care nu depind de politic, nu mai depind de politic. Repet lucrul ăsta, e părerea mea personală. Din punctul meu de vedere este un lucru bun, că se întâmplă chiar și acum în această campanie. Fără îndoială. Putem da vina că sunt niște dosare politice, că se fac manipulări? Nu, în niciun caz. Acum, dacă merge... De culoarea partidului. Sigur. Acum, dacă merge în electorat să vorbim cu oamenii și le-ați întrebat o chestie simplă. Măi, politicienii fură? Toți v-ar spune da. Da, s-a înrădăcinat. Ați luat pulsul? Ați văzut că așa spune? Fără discuții. Fără discuții. Deci oamenii, în marea lor majoritate, dacă reproșează ceva politicului, este această atitudine duplicitară, această atitudine, discursul, nu mai discutăm de discurs, că ia diverse forme, care frizează parosisticul, dar în momentul în care le întreb ce reproșează, dom'le, furați prea mult sau ați furat țara asta. Da? Pe românește, clar. Ei, în momentul ăsta, omul politic în 2014 sau un om de carieră trebuie să se gândească foarte bine dacă intră în politică și se mulțumește cu un salariu de parlamentar, de exemplu, cu diurna, cu restul, ce se aduc, dacă se mulțumește cu un salariu de primar, dacă se mulțumește cu o indemnizație de consilier, da? Și nu se mai gândește la alte chestii colaterale. Este foarte important ca electoratul să decidă în cunoștință de cauză, da, să o ia pe realizările persoanei. Credeți dumneavoastră că electoratul român este atât de educat astfel încât să înțeleagă toate aceste responsabilități civice până la urmă? Electoratul român și dumneavoastră în primul rând clamați chestia asta. Da? Doriți. Ne dorim o curățire a clasei politice. Ne dorim ca în fața noastră a tuturor, ca simplii telespectatori, electori, să apară persoane despre care, asupra cărora nu planează suspiciuni de hoție, de infracționare, de banditism, până la urmă. Ați văzut ce fapte de ce infracțiuni s-au produs. Da? Da, vorbim aici de clasa politică din 1989 până în prezent. Păi, și ne gândim, bun, nu știu, oarecum cu teamă pentru copiii noștri. Păi asta zic și eu. Asta zic și eu pentru că tot ce s-a întâmplat în România în ultimii 24 de ani are efecte în următorii 24 de ani. Cel puțin. Cel puțin. Dar faptul că nu s-a reformat mai nimic sau s-au început, noi am început niște reforme care au fost date uitării, au fost lăsate la doar ce am reușit sau ce s-a reușit cu reforma în justiție. Acum, eu zic că și celelalte formațiuni politice și-au pus amprenta. Corect. Dar în sfârșit, deci faptul că în 24 de ani societatea românească și mai ales clasa politică nu a reușit să transmită un mesaj
suficient de convingător ca oamenii să se reîntoarcă la urne, să voteze nu cu stomacul, ci cu conștiința, da? Este un semnal fantastic. Uniunea Europeană ne transmite, nu știu dacă zilnic, dar sunt mesaje regulate pe care Uniunea Europeană ni le trimite sub diverse forme. Și ne trage de mânecă. Băi, români, aveți un stat european, trebuie să fie stat de drept. Trebuie să vă încadrați în nu știu ce. Și vă spun, e atât de ușor să se întâmple lucrul ăsta în situația în care aceia decidenți în speță, guvern, ce-o fie ei, oameni politici, nu se mai gândesc la și umple buzunarele personale. Bun, v-aș mai întreba și despre numărul românilor care, potrivit autorității electorale permanente, pe listele electorale permanente pentru alegerile din 25 mai, se regăsesc 18.303.915 cetățeni români, în timp ce la alegerile parlamentare din decembrie 2012 pe aceste liste se aflau cu aproape 61.000 de români, mai puțin. Pe cine ajută acest număr? Pe dumneavoastră opoziția sau pe cei care... Păi, trebuie să fie acolo probabil tinerii care au împlinit 18 ani. Da. Da? Că la ei ne gândim că în intervalul ăsta de timp noi ne dorim să-i atragem, evident, le oferim o viziune europeană, da, repet, europeană asupra politicii și asupra posibilității de dezvoltare a României. Poate să, eu știu, dar aici nu cred să fi fost atât de mult transfugi sau, eu știu, oameni din afara țării care să fi căpătat cetățenia română, nu știu. Și până la urmă, cifra insignifiant, 60.000 la 18 milioane, nu sunt foarte multe voturi care să influențeze rezultatul final. Aveți emoții la aceste alegeri vis-a-vis de românii care sunt în străinătate și cam cât, deja sunt două întrebări, cam cu cât ar înclina ei balanța pentru candidații dumneavoastră sau aici celorlalți? Este o decizie a dumnealor, a celor de afară, dar e foarte clar că intenția de vot, simpatia celor din afară tinde către noi, către dreapta, nu neapărat către PDL, dar în zona de dreapta. De ce? Pentru că acolo se vede foarte clar ce înseamnă o viziune cât de cât, și vă dau un exemplu, în Franța socialiștii care sunt la guvernare acum au fost acuzați că adoptă cele mai drastice măsuri de dreapta din istoria ultimelor guvernări. Da? Că n-au de ales. Deci, practic, oamenii din diaspora sunt obișnuiți cu măsuri de relansare, măsuri de ajutorare a inițiativei private, de exemplu, de practic toate lucrurile astea care conduc la bunăstarea fiecare. Dar mai sunt mobilizați românii la aceste românii din diaspora la aceste alegeri europarlamentare? Credeți că îi ajută cu ceva? Sau teoretic ei sunt mobilizați, sigur, mai mult față de cei din țară? Eu cred că, consider că asta va fi evoluția. Oamenii trăiesc într-o Europa și trăiesc în țări avansate, cu democrație avansate, cu situații economice avansate, deci mult mai avansate ca noi, și sunt, știu bine, de exemplu, în Spania. Da? Discutăm de Spania. Spania a ieșit practic aproape din criză, cu ajutor efectiv al Uniunii Europene, da? Dar în condițiile în care și-a făcut foarte bine temele. Da? Deci a consumat bugetul alocat, au fost proiecte care i-au ajutat pe spanioli să depășească criza. Nu numai spanioli, discut de țările care ne sunt vecine, de Polonia, de exemplu, care a reușit să absorbe, să înceapă să absorbe fonduri europene încă din ianuarie. Discutăm de Bulgaria, unde climatul politic este extraordinar de favorabil investițiilor străine și firme românești importante se mută la vecinii din sud. Da? Pentru că există mult mai multe premize pentru dezvoltare.
Aș vrea să informăm oarecum pe telespectatori, chiar dacă startul va fi peste câteva ore, despre aceste alegeri europarlamentare. Deci, pe toată perioada de 30 de zile, candidații vor avea dreptul la spații corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii, ce pot fi amplasate la sediul primăriei, în școli, universități, casa de cultură, cămine culturale și cinematografe. În schimb, este interzisă organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli și universități, în perioada de desfășurare a cursurilor. Totodată este interzisă distribuirea de către candidați a băuturilor alcoolice în timpul adunărilor sau afișarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise, faptele fiind considerate contravenții și în consecință se sancționează cu amenzi între 4.500 și 10.000 de lei. Contravenții vor fi considerate și continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale, afișarea și distribuirea de materiale electorale sau sfătuirea alegătorilor, în vreun fel, precum și sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secțiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianță politică sau alianță electorală. De asemenea, aceste sancțiuni vor fi pedepsite ca atare cu amendă între 1.000 și 2.500 de lei. Noi cam știam aceste lucruri, nu? Așa e. Da. Teoretic, practic? Ei, practic, acum trebuie să le executăm, nu? Noi, cei care intrăm în bătălie, trebuie să ne adaptăm. Mi-aș dori să se respecte ad literam spiritul și litera legii, să nu mai existe situații din ca în 2012, da? Nu mi-aș dori ca, iar, eu știu, Gojo să fie fruntaș și în tot felul de reclamații legate de fraudă electorală. Să sperăm că nu se va întâmpla. Să dea Dumnezeu. Credeți că pentru Colegiul 2 Senat vom avea parte de o mobilizare a activului de partid, indiferent despre ce formațiune politică va fi vorba, pentru că acolo chiar va fi o bătălie? Fără discuție. Mai mult decât atât, perioada de campanie pentru alegerile parțiale s-a redus, da? Deci nu mai este întreagă, este jumătate de campanie, practic, și ca atare este mult mai necesară mobilizarea activului de partid, pentru că, în principiu, candidatul nu poate să bată jumătate de județ în doar 15 zile sau 14 zile cât are efectiv de posibilitatea de a discuta cu oameni. Și e normal ca activele de partid ale, acolo unde există, da? Deci mă gândesc la partidele cu tradiție, să se mobilizeze și să prezinte oferta electorală a candidatului lor. Aș vrea să vă mai întreb ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că, iată, aleșii noștri senatorii au decis să-și ia o lună de vacanță. Cu ce ajută acest lucru în campania electorală? Păi nu ajută deloc. În primul rând pentru că știu că erau pe agenda și a Camerei Deputaților și a Senatului legi destul de importante. Eu personal mă gândeam că se va finaliza reforma în sănătate sau practic se vor face primii pași în legiferarea reformei în sănătate, care este un lucru esențial și de care depinde viața noastră a tuturor. Dovadă încă o dată a modului oarecum, nu știu, personal sau în care privesc actuala clasă politică sau actuala majoritate parlamentară privește importanța activității legislative a celor două camere. E treaba dumnealor, dar mi se pare, cum să spun, treabă de balcanică, da? De să-ți iei vacanță, concediu, ca să faci ce? Că lucrurile merg oricum. Europarlamentarele sunt lucruri care desfășoară activul de bază, activul din teritoriu. V-aș mai întreba dacă vă așteptați ca vreo formațiune politică, indiferent despre cine ar putea fi vorba, că e de la dumneavoastră, că e din altă parte, s-ar gândi să le acorde atenții alegătorilor. Că noi am cam fi obișnuiți cu astfel de lucruri în România. Discutam la limita... Sigur. Păi nu, legea permite, da, la oferirea de materiale electorale, da, în sensul pixurilor, prin scrisurilor și așa mai departe. Astea sunt conform, dacă sunt legale, sunt legale, le poți oferi, dar în niciun caz, eu sper, din tot sufletul, să nu se repete. Mese câmpenești, să nu se ajungă la așa ceva, să nu se ajungă la așa ceva.
cu electoratul. Adică au miza alegerile acestea atât de mare pentru... încât să se ajungă aici? Acum, cum să vă spun, depinde ce își doresc organizațiile locale sau, adică ce normal, noi ca și partid aparținând grupului popular european ne dorim ca alegerile europarlamentare să fie cele mai importante din țară. Da, deci practic ne-am dorit ca prezența la vot să fie cea mai mare din toți cei 25 de ani de libertate, de democrație în România. Dar nu știu dacă se va întâmpla la fel. Nu pot să știu să precizez dorința celorlalți. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră în studioul nostru în această seară. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor, de mâine mare atenție, vom avea parte de campanie electorală.